bine, poate... Gospodărire, da? Da. Să învețe și pe colegi, pe copii, pentru că atunci, vă dați seama, cel mai important era agricultura, puteți să spunem. Agricultura și... Deci, mai toată țara se baza pe agricultură. Ce avem noi în ziua de astăzi, școala din ziua de astăzi, nu putem să spunem că a evoluat neapărat, dar totuși e mult mai bine decât a fost atunci. Referitor la libertatea de exprimare și la mai ce? Referitor la libertatea de exprimare și, să spunem, modul de gândire a elevilor și în special a profesorilor. Nu ești bătut pentru că spui spui ceva rău unui profesor, nu, bine, ți se scade nota la purtare, dar nu ca mai mult să fii bătut, maltratat sau ceva de genul. Aș vrea să nu generalizăm, Lucian, să spunem că în trecut se întâmpla și că erau loviți toți elevii sau că nu, într-adevăr, că nu puteai să spui ce gândești. Probabil că puteai să spui, dar într-un cerc mai restrâns. Paul, tu ce părere ai? Care este diferența între școala românească din trecut și cea de acum? Ce apreciez eu foarte mult la școala românească din trecut este conștiinciozitatea. Deci, felul în care elevii învățau, felul în care elevii se raportau la învățătură și, de asemenea, foarte mult apreciez respectul pe care elevii îl dădeau profesorilor și nu numai în societate. Mi se pare că erau puțin mai respectoși ca generația noastră. Haideți puțin să nu ne gândim la școlile din trecut, să facem o comparație între prezent și trecut. Să facem doar o comparație între școlile din România și școlile din Occident, din străinătate. O altă părere am avea și totalmente diferită dacă am face o experiență de o săptămână, două săptămâni în alte școli din străinătate, să comparăm puțin, să vedem cum se desfășoară orele de curs acolo, cum este atitudinea elevilor față de profesori, în pauze, cum se desfășoară orele de curs. Deci ar fi foarte bine, mai ales pentru școlile din România, pentru elevi, să-și schimbe puțin părerea. Ar ajuta foarte mult. Ai avut ocazia? Da, am avut ocazia. În Franța, în Spania, în diferite țări, mai ales din Europa. Deci mi-a făcut cu totul o altă viziune. Am o altă părere. Altfel îți schimbi comportamentul, altfel te manifesti, altfel îți pui opinia. Deci e foarte bine. Da, numai că, uite, Lucian spunea că o diferență între trecut și prezent este faptul că acum putem să ne exprimăm liber opinia. Putem să ne exprimăm liber opinia, dar contează și ce opinie avem, pentru că majoritatea elevilor din ziua de azi sunt puierile, deci au gânduri, nu conștientizează viața, nu se gândesc la un viitor, doar trăiesc prezentul. Au altă viziune. Deci să înțeleg că principala cauză și principala problemă pe care tu ai remarcat-o este indisciplina elevilor. Din nou, profesorii se plâng de ea, voi vă plângeți de ea. Cum putem schimba lucrul acesta? Ce putem face noi? Eu zic că ar fi bine să facem un schimb de experiențe în străinătate. Ar fi foarte benefic să ținem ore de curs, profesorii să țină ore de curs cu privire la acest domeniu, acest material să se prezinte. Cu privire la regulile de comportament? Da. De multe ori ele trebuiau să fie învățate în grădiniță sau în școala primară. Bineînțeles, dar după cum vedeți, nu este așa o parte din elevi. Eu cred că ar trebui să se vorbească mai multe școli despre chestia asta, chiar și cu exemple, cu imagini, cu clipuri, cu videoclipuri din străinătate, din alte școli. Cum se comportă elevii, ce fac, cum își desfășoară activitatea chiar și în timpul liber, din afara școlii, extrașcolară, ce viziune au, ce gândire au, să fie un interviu cu ei, să vedem cum gândesc. Am înțeles, eu nu că vreau să intervin. Da, vreau să intervin, dar disciplina nu se învață doar în școli. Disciplina se învață și de la părinți, din familie, nu se învață. Ești ceea ce ești tu. Tu însuți nu te învață un profesor cum să scrii, cum să vorbești și tu așa faci. Totuși trebuie să fii tu însuți, nu... Da, este adevărat și ce spui tu, dar o foarte mare influență o au profesorii asupra noastră, pentru că o parte din viață ți-o petreci la școală. Mai ales inițierea ta începe de la școală, nu neapărat de la părinți. Contează, bineînțeles, cum te
educă părinții tăi? Dar contează, bineînțeles, și ce înveți la școală. Dar contează foarte mult ce ai tu în cap. Și contează cercul de prieteni și contează mai multe aspecte. Nu contează părinții tăi, contează cum îți formezi tu această idee la școală. Eu am o părere puțin mai mixtă, să zicem. Eu cred că ajunge să conteze și educația pe care o primește acasă și felul în care învățătorul și-a făcut meseria și felul în care profesorii te influențează. Spuneai că unii profesori te influențează. Cine ai simțit că a avut într-adevăr o îndruire asupra ta? Dintre mai profesorii pe care... profesorii mai în vârstă, care au experiență cu elevii, au experiență de viață, au trecut prin aceste chestii la rândul lor, știu ce e bine și ce nu e bine să faci, îți dau un sfat foarte bun. Deci, pe scurt, profesorii ar trebui să pună mai mare accent pe educație, nu pe predarea lecției în sine. Că, deci pe formare. Exact. Că știu și eu, în liceu nu prea învățăm noi, nu prea ne... adică învățăm la domeniile la care am vrea să mergem în viitor, să știu și eu. Așa. Eu zic că ar trebui să punem mai mult accent pe educație, pe disciplină și pe chestia ce e bine și ce e rău, pe rațiune, atâta tot. Înțeleg. Nu mai vezi tu că practic este un conflict între ceea ce spui tu și finalitățile pe care noi ca profesori le urmărim? Pentru că cel mai important obiectiv pe care noi ca profesori îl avem este formarea culturii generale în timpul liceului. Ori tu spui că trebuie să ne centrăm mai mult pe formare, pe felul în care voi aplicați cunoștințele pe care vi le transmitem noi, pe felul în care... În momentul în care există o educație, există o gândire, o rațiune bună în mintea elevului, există și conștiința de a învăța. Și atunci se formează și cultura generală automat. Deci merg în legătură chestiile astea, părerea mea. Aș vrea să vă mai întreb ceva. Ai carte parte, Paul? Asta e un adevăr fundamental, care așa a fost tot timpul și bineînțeles că este adevărat. În general, dacă înveți, dacă te silești pentru să-ți îndeplinești obiectivele școlare și să ajungi ceva în viață, o să ajungi ceva în viață. Dar dacă trăiești așa, fără niciun obiectiv, fără niciun scop, inclusiv școala, fără să încerci să avansezi, atunci nu o să te centrezi asupra unui lucru și nu știu ce șanse ai în viață să progresezi într-un anumit domeniu. Probabil o să fie așa cu toate și mai nimic. De exemplu, nu toți oamenii sunt așa. Sunt unii care chiar vreau să învețe, să ajungă ceva în viață, dar unii, nu învăț, fac ceva, mă duc la vară undeva lucru. Deci foarte multe persoane sunt în ziua de astăzi de genul ăsta. Să facă, nici nu ajung să facă o clase și merg cu părinții la lucru sau în străinătate sunt mulți care merg, mai nici acum. Deci să înțeleg că tu susții că ei sunt mai mult centrați pe bani și pe obținerea unor... Unele persoane, nu... Unor avantaje materiale decât pe studiu. Dar oare studiu și avantajele materiale nu merg mână în mână? Ba da, dar sunt care nu gândesc așa... îmi trebuie bani, mă duc și lucru, nu fug de la școală, sunt... adolescenți care nu mai studiază, lucrează. Da, este o realitate cu care ne confruntăm. Am și eu o părere. Ar fi și multe dezavantaje ale elevilor care învață, pentru că este un mod diferit prin care alți elevi privesc pe aceste elevi care învață. Și asta îi determină să nu mai învețe, să se comporte total diferit, să nu mai... Deci au o imagine proastă în ochii celorlalți elevi, cei care studiază. Da. Eternul tocilar, nu? Exact. Cuvântul uzual folosit de majoritatea elevilor. Și cred că ar trebui să se schimbe puțin această metodă de privire, această metodă de jignire a acestui elev, pentru că nu este un rezultat pe moment. Dacă înveți, mâine o să ai parte. Este un rezultat cu timpul în viitor, dar... din ce moment o să înveți, o să ai o cultură generală, o să ai o rațiune formată, o gândire.